Astăzi o informare de vânt, ploi și grindină, valabilă până joi. Dar mai mult aflăm chiar acum de la Oana Catrina, meteorolog de serviciu ANM. Bun găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Întocmai după cum foarte bine ați punctat și dumneavoastră, vremea se menține capricioasă, motiv pentru care Administrația Națională de Meteorologie, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice așteptate a se semnala în următoarele 48 de ore, a emis mesaje de alertă în acest sens. Vorbim de o informare meteorologică ce a intrat în vigoare astăzi la orele 15 și este valabilă până joi la orele 20. Informarea meteorologică vizează intensificările vântului, ploile moderate cantitativ și precipitațiile mixte din zona montană. Cu alte cuvinte, în cea mai mare parte a țării, până joi 7 mai la orele 20, temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de peste 45-55 de km pe oră. La munte, rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră și se vor semnala precipitații mixte. Și totodată, foarte important de precizat, este faptul că local și temporar va ploua moderat cantitativ și vor fi de asemenea perioade cu instabilitate atmosferică. Iar prin instabilitate atmosferică facem referire la aversele ce vor avea și caracter torențial la descărcări electrice și izolat la căderi de grindină. De altfel, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, apreciem noi, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și punctiform 30 de litri pe metru pătrat. Totodată, în vigoare vor fi și atenționări meteorologice cod galben. Prima atenționare meteorologică cod galben intră în vigoare mâine dimineață la ora 6, este valabilă până joi 7 mai la orele 20. Vizată este zona montană înaltă, iar fenomenele de interes sunt intensificările vântului și viscolul. Cu alte cuvinte, în intervalul menționat anterior, în zona montană înaltă, vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăși 90-100 de km pe oră, iar cu precădere în zona înaltă a Carpaților meridionali, mai ales în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, vântul va sufla tare, cu viteze ce vor depăși 110-120 de km pe oră. Totodată, temporar, la altitudini de peste 1700 de metri, se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare și local va fi viscol, condiții în care vizibilitatea orizontală va scădea semnificativ. Tot sub incidența unui cod galben, de această dată doar pentru intensificări ale vântului, se vor afla județele Mehedin, Dolj, Olt și Teleorman, precum și sudul județelor Gorj și Vâlcea, iar această atenționare cod galben intră în vigoare mâine, 6 mai la orele 9 dimineața și este valabilă până în 6 mai la orele 20. Cu alte cuvinte, pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări în județele menționate anterior, cu viteze la rafală cuprinse în general între 55 și 65 de km pe oră. Totodată, sub incidența tot a unei atenționări meteorologice cod galben, ce vizează de altfel intensificări ale vântului, se vor afla de mâine de la orele 12 până joi 7 mai la orele 20, județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Covazna, Hunedoara, Brașov, Alba și Sibiu, unde, local și temporar, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală ce vor depăși în general 55-65 de km pe oră. În încheiere, foarte important de precizat, ar fi faptul că în funcție de evoluția, dar mai ales de intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie, ca de altfel de fiecare dată, va actualiza prezentul mesaj prin avertizări de vreme severă imediată. Da, mulțumim tare mult pentru aceste precizări, doamna Oana Catrina, meteorolog de serviciu din cadrul ANM. Noi continuăm jurnalul și vă spunem că e o decizie fără precedent a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Fosta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși, a câștigat procesul împotriva statului român. Chioveși a ignitat procesul după ce Curtea Constituțională a decis că președintele Klaus Iohannis este obligat să o revoce din funcție. CEDO a stabilit că lui Chioveși a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și liber acces la justiție, pentru că a fost îndepărtată din funcție de către ministrul justiției, Tudorel Toader, fără a se putea apăra. Începând de astăzi, nu voi mai lucra în Direcția Națională Anticorupție. Voi rămâne procuror.
După 2 ani de la revocarea din funcție, Laura Codruța Chioveși a câștigat procesul la CEDO împotriva statului român. Fosta șefa DNA a intentat procesul după ce Curtea Constituțională a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis să o revoce din funcție. CEDO a stabilit că lui Chioveși i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și liberul acces la justiție pentru că a fost îndepărtată din funcție de ministrul justiției Tudorel Toader, fără a se putea apăra. Propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii că motivele invocate de Ministrul Justiției în propunere, o parte din ele sunt nereale, o parte din ele sunt neîntemeiate. CCR a stabilit la acea vreme că președintele României este obligat să semneze revocarea procurorului șef al DNA după propunerea făcută de ministrul justiției de atunci, Tudorel Toader. Declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Prezentul raport, însoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis către secția de procurori a CSM, precum și către președintele României, pentru a analiza și pentru a decide. Acum, după 2 ani, Tudorel Toader se spală pe mâini și spune că nu celebra lui evaluare a dus la demiterea Laurei Codruța Chioveși, ci hotărârea luată de magistrații constituționali. Pe firul acestui proces de demitere au fost practic 3 factori care și-au împlinit misiunea lor. Eu, ca ministru, am făcut raportul de evaluare și am propus revocarea. A fost sesizată Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a dat o decizie și președintele a revocat-o în baza acelei decizii. Că președintele n-a revocat-o în baza propunerii mele, ci decizia Curții Constituționale, ea este... Ea se execută. Decizia de atunci, luată de Curtea Constituțională, a fost calificată drept discutabilă și de Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Sigur că nu este un lucru normal, nu este un lucru care să se întâmple în fiecare zi. Dacă vă amintiți zilele acelea când s-a discutat despre asta, am spus de foarte multe ori că nu poate fi revocată din funcție. Dar cine să mă asculte? Asta a plâns la CEDO nu neapărat împotriva hotărârii Curții Constituționale, ci împotriva decretului de revocare din funcție. Dar este discutabilă decizia Curții, am spus și atunci și îmi mențin punctul de vedere. În schimb, actualul șef al CCR, Valer Dorneanu, nu a dorit să dea vreo explicație. Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gând să fac niciun comentariu. Nu îmi permite statutul să dau declarații publice cu privire la o decizie a uneia din cele 3 mari instanțe. Vă dați seama că nu mai pot comenta așa ceva. Se vor face comentarii la adresa noastră, este evident, că de aia este democrație. Laura Codruța Chioveși nu a cerut despăgubiri statului român, însă efectele acestei decizii CEDO trebuie să fie aplicate pe viitor de statul român atunci când revocă un magistrat dintr-o funcție înaltă. Decizia CEDO în cazul Chioveși este dovada compromiterii actualei curți constituționale de către PSD. Atacul vine de la președintele PNL, Ludovic Orban, care atrage atenția că astăzi avem confirmarea. În Curtea Constituțională a României, deciziile luate au avut alte considerente decât cele care ar trebui să privească legea fundamentală. Altfel, Bianca Ogarcă vine cu toate datele. Bun găsit, Bianca! Ce se mai arată în comunicatul liberalilor? Bun găsit! Liberalii susțin că decizia CEDO arată clar necesitatea unei reevaluări a modului în care funcționează Curtea Constituțională pentru a fi evitate astfel de derapaje. Mai exact, premierul Ludovic Orban subliniază în comunicatul transmis că a existat la nivel politic un subiect tabu legat de punerea în discuție a deciziilor Curții Constituționale. Asta în sensul de a nu aduce atingere credibilității unei instituții fundamentale în statul român, politicienii fiind astfel obligați la respectarea deciziilor, chiar și atunci când le-au considerat nedrepte, se mai arată în comunicatul transmis de către liberali. Totodată, premierul Ludovic Orban arată cu degetul spre PSD, partid despre care spune că se face vinovat de condamnarea României la CEDO.
Da, mulțumim tare mult, Bianca, pentru informațiile suplimentare. Din păcate, de altfel, bilanțul infecțiilor cu noul coronavirus a ajuns la 13.837 de persoane. Grupul de comunicare strategică a raportat astăzi alte 327 de noi cazuri de îmbolnăvire. Tot astăzi au fost raportate și alte 9 decese din cauza noului coronavirus, dar Gabriela Mihai ne aduce mai multe detalii privind evoluția pandemiei la nivel național. Bun găsit, Gabi! Bun găsit! Astfel, numărul deceselor a ajuns astăzi la 827 și ne arată grupul de comunicare strategică că 88% dintre aceste decese sunt în cazul unor persoane care aveau și comorbidități. Important de menționat este că vorbim despre noi cazuri de îmbolnăvire, mai exact 325. Acest lucru înseamnă că, deocamdată, spun specialiștii din Ministerul Sănătății, se menține linia numărului de noi cazuri în fiecare zi, având în vedere faptul că, iată, nu este un val foarte mare de noi cazuri de îmbolnăvire, astfel că numărul persoanelor care au fost testate pozitiv pentru coronavirus a ajuns la 13.837. În continuare, cel mai mare număr de pacienți testați pozitiv pentru coronavirus se află în județul Suceava, acolo unde vorbim de peste 3.000 de pacienți infectați, testați pozitiv, în timp ce în capitală vorbim despre 1.376 de persoane care au fost testate pozitiv pentru coronavirus, iar în județul Arad aproximativ 600 de persoane. Important de menționat ar mai fi că vedem în statistica făcută de INSP că unul din șapte oameni care sunt testați pozitiv pentru coronavirus reprezintă un cadru medical. De altfel, am văzut și faptul că până acum vorbim despre aproximativ 1300 de cadre medicale care au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Mulțumesc mult, Gabriela, pentru informațiile suplimentare. De altfel, bilanțul deceselor provocate de coronavirus nu ar fi chiar precis. Declarația îi aparține chiar secretarului de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan. Asta pentru că multe dintre persoanele cu comorbidități diagnosticate și cu SARS-CoV-2 erau deja într-o stare foarte gravă din cauza bolilor cronice de care sufereau. Astfel că nu se poate spune cu exactitate dacă au murit din cauza infectării cu noul coronavirus. Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi decesele punctual, caz cu caz, și 80% sunt oameni care sunt pacienți care au comorbidități. Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. E o întreagă meserie care se ocupă, știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. În momentul trecerii în neființă sau, mă rog, în instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă multiple complicații, se infectează, își pierde imunitatea. Până la urmă, într-o epidemie de COVID, ia și COVID. Oficialul susține că trebuie ținut o evidență clară asupra tuturor pacienților pentru că adesea sunt raportate multe decese din cauza COVID la pacienți care mor din altă cauză. Incidența acestor pacienți este relativ importantă. Deci, după părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut, dar vor trebui să fie făcute la un moment dat, sunt foarte mulți pacienți de care nu putem spune că au murit datorită infecției cu COVID. Conform secretarului de stat, medicamentele care se folosesc acum în tratarea COVID-19 au o eficiență discutabilă, într-o anumită măsură fiind împrumutate conceptual de la tratamentele pentru alte infecții. Acesta crede că, pe de altă parte, este foarte puțin probabil ca până în toamnă să fie găsită o schemă de tratament ideală, specifică acestui coronavirus, care să vindece garantat cazurile de COVID-19. Și continuăm cu o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Ministerul Justiției din România va cere primului ministru eliberarea din funcția de membru a Comisiei de la Veneția a fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Dar mai multe despre deciziile luate în cadrul guvernului ne spune chiar acum colega noastră, Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bun găsit, Liliana! Bun găsit! Decizia Ministrului Justiției Cătălin Bredoiu de a propune premierului Ludovic Orban retragerea lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția vine ca urmare a deciziei CEDO, care a stabilit că Laura Codruța Chiocu
Doveși a fost ilegal revocată din funcția de șef al DNA. Ne reamintim că procedura de revocare a fost declanșată de către Tudorel Toader, la vremea respectivă ministru al Justiției. Acesta a încercat în mai multe rânduri să o demită de la conducerea DNA pe Laura Codruța Chioveși, în încercarea de a salva pe liderul PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea. În cele din urmă, cu ajutorul Curții Constituționale, Tudorel Toader a reușit acest lucru. Imediat după revocare, Laura Codruța Chioveși a anunțat că sesizează CEDO pentru a proteja pe viitor procurorii și judecătorii numiți în funcție. Iată că decizia CEDO a fost una favorabilă fostei șefe a DNA, actualmente procuror șef al parchetului european. Ca urmare a acestei decizii, Cătălin Predoiu a stabilit să solicite retragerea din funcție a lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția. Mandatul lui Tudorel Toader în cadrul acestei comisii a fost prelungit în anul 2018, în timpul exercitării sale a mandatului de ministru al Justiției. Așadar, Tudorel Toader și-a prelungit, s-a autopropus practic membru al Comisiei de la Veneția, funcție pe care o ocupa de altfel anterior numirii în funcția de ministru al Justiției. Liliana, am să te rog să ne spui dacă cum evoluezi tu această situație. Știm că în timpul mandatului de ministru a domnului Tudorel Toader, Comisia de la Veneția s-a exprimat în termeni duri față de modificările din justiția din România și dacă nu vezi cumva tardivă inițiativa din partea domnului ministru Predoiu. Comisia de la Veneția a solicitat și solicită în continuare României o serie de măsuri în privința legilor justiției sau altor decizii luate în cadrul actului juridic. Au un caracter obligatoriu, întrucât România este parte a unui pact cu Comisia de la Veneția. Practic, nu este o intervenție tardivă, având în vedere că decizia Curții Europene a Drepturilor Omului a venit chiar astăzi, iar ca o măsură, să spunem, de reparare, Guvernul României poate lua decizia de a solicita retragerea unui membru al Comisiei de la Veneția. Evident, Comisia de la Veneția fiind singura instituție care va aprecia dacă va da curs solicitării guvernului sau nu. Mulțumim tare mult, Liliana, pentru aceste detalii suplimentare. Reamintesc, doamnelor și domnilor, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a propus primului ministru revocarea, practic, din funcția de membru, solicitarea de a revoca pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, din funcția de membru a Comisiei de la Veneția. Noi continuăm jurnalul și vă spunem că avem vești noi despre starea de sănătate a Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților. Potrivit unor surse medicale, înalt preasfințitul Pimen a primit 3 doze de plasmă convalescentă, cel mai nou tratament folosit împotriva noului coronavirus în țara noastră. Prin necazuri ne aducem mai bine aminte de Dumnezeu, de poruncile Lui, Dumnezeu dă omului pura binecuvântări de bucurie, de sănătate. Potrivit unor surse medicale, pentru că starea de sănătate a Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților devenise critică, medicii au apelat la cea mai nouă metodă folosită în țara noastră în tratarea pacienților cu COVID-19. Astfel, înalt preasfințitul a primit numai puțin de 3 doze de plasmă convalescentă. Tratamentul cu plasmă convalescentă este practicat în multe state ale lumii și ale Europei, ca o posibilă variantă de recuperare a pacienților infectați cu coronavirus. În țara noastră însă tratamentul cu plasmă a început să fie practicat de săptămâna trecută. Studiile de imunologie post-COVID arată că perioada de 14 zile de la dispariția completă a simptomelor pare să fie perioada cea mai propice pentru donarea de plasmă, pentru că atunci nivelul anticorpilor are cele mai mari șanse să fie ridicat. Fiecare donare salvează 3 vieți. Fiecare donator, la fiecare donare va da în jur de 600 de mililitri de plasmă, care ajunge pentru 3 pacienți, fiecare primind 200 de mililitri de plasmă.
plasmă. Se poate dona și de 3 ori și de 5 ori, depinde cât timp își păstrează o concentrație crescută de anticorpi. Până acum, dintre pacienții care au beneficiat de tratament cu plasmă convalescentă, unul a ieșit de la ATI, iar alți doi se află în stare stabilă la terapie intensivă. Reamintim că arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfinția sa Pimen, în vârstă de 91 de ani, a fost adus la Institutul Matei Balș din capitală pe 20 aprilie cu un elicopter de la spitalul din Suceava, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus. Și continuăm cu o altă informație de ultima oră, domnilor și domnilor. Din păcate, Institutul Național de Sănătate Publică transmite ultimele date, conform cărora alți 14 români și-au pierdut viața în lupta cu noul coronavirus, dar mai multe detalii ne aduce chiar acum colega noastră, Gabriela Mihai, care este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Gabriela! Am găsit în aceste momente, a venit o nouă raportare și, așa cum menționai și tu, vorbim despre alte 14 decese raportate în aceste momente. Dacă facem un bilanț al acestei zile, constatăm că astăzi au fost raportate 23 de decese, pentru că alte 9 decese au fost transmise în cursul acestei dimineți. Dacă ne uităm pe această listă dată de către grupul de comunicare strategică, putem vedea că vorbim despre persoane din Galați, Sibiu, Suceava, Bacău, Bistrița, Arad, dar și din capitală, județul Timiș. Așadar, încă 14 decese au fost raportate în aceste momente și totodată pe lista transmisă a acestor decese putem vedea că cele mai multe dintre persoanele care au decedat din cauza COVID-19 au și comorbidități. De altfel, am văzut că în acel raport dat de INSP, în statistica făcută, 88% dintre persoanele decedate aveau și comorbidități și iată că în aceste momente numărul deceselor a urcat la 841. Mulțumim, Gabriela, pentru informațiile suplimentare. Așadar, doamnelor și domnilor, INSP ne comunică că în aceste momente, din păcate, alți 14 români și-au pierdut viața. Numărul total al celor care au pierdut lupta cu noul coronavirus a ajuns astfel la 841. De altfel, continuăm jurnalul și vă spunem că, în ciuda faptului că avem o pierdere enormă în economie, Florin Câțu dă asigurări că nu vor exista întârzieri la plata salariilor și a pensiilor. Ministrul de Finanțe a fost întrebat dacă statul va mai putea majora pensiile cu 40% de la 1 septembrie. Câțu susține că va prezenta mai multe scenarii de lucru în cadrul guvernului înainte de luarea unei decizii. Ministrul susține și că o eventuală creștere a taxelor ar fi o sinucidere economică. Am depășit încasările anului trecut în aprilie 2020. Deci am încasat mai mult decât anul trecut. Încasăm mai bine, avem rezultate, dar în același timp au crescut cheltuielile. Cheltuielile au crescut foarte mult, cheltuielile pentru sănătate în special. Am reușit să plătim toate cheltuielile la timp, am reușit să finanțăm și cheltuieli mai mari la costuri mai mici. Ministrul se bazează pe o revenire în V a economiei după scăderea abruptă cauzată de pandemia de coronavirus. Am tot spus că vom avea o revenire în V. Revenirea se bazează atât pe informații pe care am luat din economie, și am prezentat și execuția bugetară, cât și pe baza informațiilor pe care le avem de la modelele noastre macroeconomice. Revenirea în V se bazează pe structura economică a României. El a mai precizat că serviciile și industria sunt cele care au tras economia în jos în această perioadă, pentru că au fost domeniile cele mai afectate. Și vedem că, așa cum ne și așteptam, serviciile și industria sunt cele care au tras cel mai mult economia în jos în trimestrul 2. Au fost cele mai afectate. Resursele trebuie să fie redirecționate în partea a doua, sau programele pe care le vom face, trebuie să fie redirecționate acolo unde economia are valoare adăugată cea mai mare. Nelu Tătaru a vorbit despre faptul că țara noastră a intrat într-un platou în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, Ministrul Sănătății îi sfătuiește pe români să rămână responsabili, în ciuda faptului că de la 15 mai ieșim din starea de urgență. În acest moment, la nivelul țării noastre, suntem pe acea pantă ascendentă spre platou. După cum specifica Centrul European de Control al Bolilor, în Europa sunt
patru țări care sunt pe stabilizare, Polonia, România, Anglia și Suedia, Bulgaria. Suntem de o săptămână pe un platou. Dacă la început a fost în dinți de ferăstrău, acum suntem pe un platou spre stabilizare, fără a avea un număr scăzut de cazuri, dar avem un număr constant. Ministrul a spus că într-o perioadă de o săptămână se poate face o evaluare pentru a se vedea dacă numărul nu crește și este constant de la o zi la alta, după care ne putem aștepta după o săptămână la o scădere a numărului de cazuri. Rămân la acea indicație de precauție, tocmai prin faptul că în ultimele evaluări în teritoriu am putut vedea și focarele care sunt în desfășurare, multe dintre ele, majoritatea fiind în personal medical, în personal instituționalizat și în persoanele instituționalizate. Dacă noi reușim să controlăm aceste focare, nemaivând o transmitere în comunitate, transmiterea în comunitate putând de altfel realiza doar prin nerespectarea regulilor în zilele de 1, 2 și 3 mai, atunci putem merge spre o scădere a numărului de cazuri noi. Nelu Tătaru a precizat că în ceea ce privește respectarea regulilor de distanțare socială după 15 mai se mizează și pe bunul simț al oamenilor, întrucât aceste două luni au lăsat o amprentă, dar vor fi și controle. De asemenea, a spus că dacă după libertatea de mișcare individuală, deschiderea magazinelor, deschiderea cabinetelor stomatologice, a celor de înfrumusețare se va vedea că nu sunt focare, se poate gândi o extindere. Deși 15 mai vine cu ridicarea unor restricții, România rămâne totuși în stare de alertă. Cele două luni de izolare la domiciliu au făcut ca cetățenii să își dorească și mai mult concedii, dar vacanțele nu vor fi posibile în prima fază. Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbește despre o probabilă redeschidere a activităților turistice, dar asta abia în luna iunie. Luna mai este perioada în care, în mod normal, litoralul ar da startul sezonului estival. Însă anul acesta, românii și-au anulat rezervările și au fost obligați să rămână izolați. Deși pare că situația epidemiologică s-a mai calmat, autoritățile nu sprijină revenirea la starea normală. Hotelurile sunt deschise, dar activitatea cu publicul nu poate fi întreținută. Asta în condițiile în care o apropiere socială ar putea da startul unui nou focar al pandemiei de coronavirus. Asta presupune că la orice hotel unde există restaurant, nu poate să-și desfășoare activitatea societatea respectivă, pentru că, din pricina acestor probleme care țin de distanțare socială, de restricții cu echipamentul de protecție, da, de tot ceea ce ține de igienă, se poate periclita sănătatea publică, se poate încuraja răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. Chiar dacă hotelurile nu ar fi închise, activitatea cu publicul va fi restricționată. Astfel că, deși cazarea turiștilor este posibilă, primirea lor în incinta restaurantelor prezintă un pericol epidemiologic. Ministrul a prezentat câteva soluții pentru o distanțare socială eficientă. Activitatea lor poate fi derulată în două variante. Fie că oferă servicii de catering, adică bucătarul, eu știu, cei care se ocupă de preparate culinare pot desfășura activitatea aceasta de a oferi pe comenzi online sau catering produse alimentare, fie dacă restaurantul este în incinta hotelului, poate oferi servicii de room service pentru produse alimentare. Despre începerea sezonului estival se poate discuta abia după ce vor trece mai multe săptămâni din perioada de după relaxarea restricțiilor. Deci din 15 iunie cu siguranță se va discuta și de serviciile turistice. Am analizat împreună această perspectivă ca din luna iunie și hotelierii sau oamenii care își fac planul de vacanță se pot gândi în perspectiva optimistă că putem merge să facem concedii după 15 iunie. Încet, încet și sportul românesc începe să revină la normalitate. Ministrul sportului, Ionuț Roy, a precizat faptul că, deși competițiile nu se vor relua momentan, sportivii se pot reîntoarce la antrenamente, însă cu respectarea anumitor reguli stricte. De asemenea, și iubitorii de sport vor putea să iasă în aer liber, însă doar în grupuri de maximum 3 persoane. După data de 15 mai, după încetarea stării de urgență, activitatea sportivă va putea reîncepe gradual. Pentru început, se vor relaxa măsurile restrictive pentru sporturile individuale care se practică în aer liber și pentru antrenamentele sportivilor profesioniști, bazele și sălile sportive nu se vor redeschide. Bineînțeles, pentru cei care își doresc a practica sportul, care își doresc a face alergare,
mișcări sau exerciții fizice în aer liber vor putea face în grupuri nu mai mari de 3 persoane. Sportivii vor trebui să stea într-un regim închis și să-și desfășoare întreaga activitate în condiții controlate. Fiecare club care dorește să înceapă antrenamentele trebuie să dispună pentru cantonament de o bază proprie sau în uz exclusiv cu spații de cazare, bucătărie, spații medicale, terenuri de antrenament, eventual săli de forță sau alte facilități utile necesare activității de antrenament. Personalul administrativ, personalul de suport, personalul din bucătării, cel de curățenie, toți aceștia vor fi organizați în echipe care lucrează în ture de minim 14 zile consecutive. Și chiar dacă românii se vor putea plimba de bună voie, activitățile vor fi însă limitate de restricția privind grupurile de maximum 3 persoane. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat care sunt activitățile în aer liber pe care românii le pot face, dată fiind ieșirea din starea de urgență. Marcel Vela a venit cu mai multe precizări cu privire la activitățile permise odată cu ieșirea din starea de urgență. Activitățile sportive individuale sunt cele care țin de activități gen drumeții, eu știu, alte activități care sunt gen alpinist, mersul cu bicicleta, mersul la pescuit. Toate acestea vor fi permise. Nu trebuie să uităm însă că aceste activități se vor face în grupuri de maxim 3 persoane. Amintim că după 15 mai țara noastră va intra în stare de alertă. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că treptat se vor ridica mai multe restricții impuse în timpul stării de urgență dacă evoluția epidemiei din țara noastră va fi pe un fir descendent. Coronavirusul dă o lovitură cruntă și turismului românesc. În luna martie 2020, numărul sosirilor în hoteluri, moteluri și celelalte spații de cazare a scăzut cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, traficul de la frontieră a crescut cu 50% după ce sute de mii de români din diaspora au preferat să vină acasă, de frica virusului. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, sosirile înregistrate în luna martie 2020 au însumat 242,1.000 turiști, în scădere cu 69,8% față de cele din luna martie 2019. Din numărul total de sosiri în luna martie 2020, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 85,9%, în timp ce turiștii străini au reprezentat 14,1%. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut-o cei din Europa, 76,6% din totalul turiști străini, iar din aceștia 69,1% au fost din țările aparținând Uniunii Europene. În optările înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2020 au însumat 483,7 mii, în scădere cu 68,2% față de cele din luna martie 2019. Din numărul total de înoptări, în luna martie 2020, înoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 85,4%, în timp ce înoptările turiștilor străini au reprezentat 14,6%. Sosirile vizitatorilor străini în România registrate la punctele de frontieră au fost în luna martie 2020 de 409,4 mii, în scădere cu 50,1% față de luna martie 2019. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 83,1% respectiv 14% din numărul total de sosiri. Continuă ancheta în cazul oamenilor morți după ce au consumat spirit contrafăcut. Oamenii legii au început să deshumeze mai multe cadavre pentru a vedea cu exactitate dacă decesele au survenit în urma consumului de spirit cu alcool metilic. În schimb, rudele victimelor nu par prea îngrijorate și spun că vor bea în continuare spirit, indiferent de riscuri. În satul Stolniceni Prăjescu din Iași, acolo unde patru localnici și-au găsit sfârșitul din cauza spiritului contrafăcut, se pare că să bei spirit nu este ieșit din comun. Văduva unuia dintre bărbații morți a avut un moment de sinceritate incredibil. Asta e băutura săracului, nu știu. Ne-a ajuns-o și asta consumăm. Că dacă, deci, vodka e jumate, 10 lei jumate și bei ca apa. Dar ăsta te înțelegeai ceva, că trebuia să muncești și aveai putere. Bună mână era. Am servit, dar nu
spun că am servit. Am servit chiar destul, nu-i vorba. Prea sinceră, poate femeia povestește cum atunci când s-a produs incidentul, ea a avut noroc și asta pentru că a avut posibilitatea să-și cumpere un bidon cu vin. Însă fostul soț, din nefericire, a băut sticla de spirit care i-a adus sfârșitul. Aveam sticlă cu vin, am cumpărat, dar el spiritul avea servit deja, era sticla în sobă, am pus el, fără mine o băut. Mai mult de atât, chiar și după cele întâmplate, oamenii nu sunt speriați și spun că spiritul este cel mai bun și îi ajută la muncile câmpului. Vodka ca apa, rom, un nimic colorant, ce e? Riera. Simțeai de un pahar, te duceai la muncă, dar simțeai, da, aici, spune păcățele pe față. Eu acum aș avea un pahar, dar dacă n-am... Între timp, la Iași, oamenii legii au început să deshumeze mai multe trupuri neînsuflețite pentru a vedea cu exactitate care a fost cauza deceselor. Amintim că numai puțin de 10 persoane au decedat după ce au consumat alcool sanitar contrafăcut. De asemenea, în acest caz a fost deschis și un dosar penal. Avem vești bune pentru iubitorii de fenomene astronomice. În această noapte vor putea vedea mai mulți meteori decât într-o zi obișnuită, asta deoarece ploaia de stele va ajunge la maxim. Potrivit observatorului astronomic, meteorii din acest curent provin din coada cometei Halley. Acest fenomen este posibil deoarece în fiecare an în această perioadă, planeta noastră se apropie de traiectoria cometei care se află pe orbită în jurul Soarelui. Praful din coada cometei Halley va putea fi văzută cu ochiul liber începând cu ora 2-3 până dimineață. Însă, atenție, se vor putea vedea doar câțiva meteori pe oră care sunt destul de rapizi și vizibili pentru doar o fracțiune de secundă. Din cauza lunii vor fi puțini meteori, însă valoarea le este dată prin faptul că provin din coada celebrei comete. Halley este cea mai faimoasă din cometele periodice și poate fi văzută odată la fiecare 75 de ani. Cometa și-a primit numele după astronomul Edmund Halley, primul care a prezis întoarcerea cometei în anul 1700. Tocmai din anul 240 înainte de Hristos și până în prezent, cometa a fost observată de aproximativ 30 de ori. Oamenii de știință au calculat că următoarea sa apariție va avea loc în iulie 2061. Și tot natura a oferit un alt spectacol de poveste bucureștenilor. Un val de nori a acoperit capitala luni seara, l-a apus. La întâlnirea cu ultimele raze ale soarelui, cerul a devenit roz. Cei care au privit apusul luni seara au avut parte de un spectacol pe cinste. Norii care au adus ploaia în București au reflectat razele soarelui la apus, căpătând puternice nuanțe roz. Da, dacă vorbiți de culoare, într-adevăr avem de-a face cu aceste proprietăți ale luminii, care trecând printr-un strat de aer încărcat și el cu aerosoli, poate să determine astfel de culori, mai ales evident când vorbim de apus, de răsărit, atunci când lumina trece printr-o pană mai mare de aer. Oamenii de știință explică faptul că atunci când cerul este roz, atmosfera este încărcată cu sulf. Ei arată că toate elementele chimice au proprietatea de a interacționa cu lumina. Pe lângă culoare și structura formațiunii noroase a fost foarte interesantă. E vorba de un nor cu o extindere orizontală mare, asociat însă acelor formațiuni noroase numite cumulonimbus, specifice furtunilor. De obicei, astfel de nori cu extindere orizontală mare sunt pe linia furtunilor și anunță furtunile respective, anunță intensificări de vânt, manifestări în general pentru furtunile puternice. Sunt fenomene determinate de convecțiile puternice, apar mai ales în zona caldă a anului, în perioada caldă a anului, atunci când avem de-a face cu temperaturi ridicate care evaporă apa din sol sau aduc transport de umezeală de peste Marea Mediterană, de exemplu, și întâlnesc și mase mai reci de aer și atunci, evident, avem de-a face cu crearea acestor formațiuni. O tăietură, o arsură care se pot infecta. Ai grijă și folosește Baneocin. Se aplică ușor, dezinfectează rana și ajută vindecarea. Baneocin, un produs Sandoz. Mediașor. Întotdeauna ceva nou.
mic. În Mexic, doctorii nu sunt amenințați doar de noul coronavirus, ci și de narcotraficanți. Liderul unui cartel a avertizat că pentru fiecare rudă care îi moară de COVID-19 vor fi uciși 10 doctori. Amenințările vin în contextul în care țara deja este pusă la încercare din cauza unei crize sanitare generate de noul coronavirus. Pentru fiecare ruda noastră care moare de COVID-19 vom uci de 10 medici, este un mesaj atribuit lui Pedro Aviles Salazar, membrul unui cartel din municipiul Petatlan. Acesta nu este primul pericol în care se află medicii mexicani. Cadrele medicale au fost anterior țintele unor atacuri lansate de cei care susțin că noul SARS-CoV-2 nu există. Cel puțin 21 de cadre medicale au fost atacate în 12 state din Mexic, a informat Fabiana Zepeda, din partea Institutului Mexican de Securitate Socială. Președintele mexican Andrés Manuel López face parte din liderii criticați pentru că au evitat să ia măsuri de distanțare socială împotriva răspândirii virusului. Între timp, medicii din Mexic au fost stigmatizați și învinuiți pentru că au răspândit boala. Până în prezent, în Mexic au fost confirmate peste 24.900 de cazuri de coronavirus. Peste 2.700 de persoane și-au pierdut viața după ce au fost infectate cu SARS-CoV-2. Descoperire șocantă despre pandemia de coronavirus. Medicii francezi și-au dat seama că au tratat fără să știe pacienții infectați cu noul coronavirus încă din decembrie. Probele luate de la un pacient cu pneumonie arată că acesta era infectat cu virusul chinezesc cu o lună înainte ca guvernul de la Paris să confirme primul caz. Doctorul Yves Cohen, șeful ATI de la spitalele Avicien și Jean Verdier dintr-o suburbie a Parisului, a declarat că oamenii de știință au efectuat teste pe probe de la 24 de pacienți tratați în lunile decembrie și ianuarie. Probele au fost colectate inițial pentru a detecta dacă aceștia au gripă prin teste PCR. Fiecare probă a fost retestată apoi pentru a se asigura că nu au existat erori. El a mai adăugat că pacientul a supraviețuit și că o primă anchetă a fost deja efectuată pentru a încerca să stabilească un traseu de contaminare. A fost bolnav timp de 15 zile și i-a infectat pe cei doi copii ai săi, însă nu și pe soție, care lucrează la un supermarket. Era surprins, nu înțelege unde ar fi putut să fie contaminat. Am pus piesele cap la cap și nu a fost în nicio excursie. Singurul contact pe care l-a avut a fost cu soția sa. Descoperirea primului pacient este critică pentru a înțelege cum a fost răspândit virusul, însă Cohen susține că este prea devreme pentru a ști dacă acesta a fost pacientul zero. În Franța, aproape 25.000 de oameni au murit din cauza noului coronavirus încă de la 1 martie. Autoritățile franceze au confirmat primele 3 cazuri pe 24 ianuarie. În partea estică a continentului european, Rusia este pusă sub presiune din cauza crizei sanitare generate de epidemia de coronavirus. Autoritățile de la Moscova au confirmat peste 10.000 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore pentru a treia zi consecutiv, bilanțul total ajungând astfel la 155.370 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Autoritățile au anunțat că alte 95 de persoane au murit din cauza noului coronavirus în ultimele 24 de ore. Rusia a devenit astfel a 7-a cea mai afectată țară de coronavirus din lume. Situația a început să se deterioreze puternic încă din luna martie, iar criza a devenit din ce în ce mai accentuată. Cea mai afectată este capitala țării, unde se află peste jumătate din cazuri. Oficialii de la Moscova susțin că aproximativ 50% dintre cazurile de infectare sunt asimptomatice. Pe lângă pandemie, Rusia suferă și de lipsa echipamentelor. Din ce în ce mai mulți medici au început să se plângă de condițiile din spitale și de faptul că un număr mare de cadre medicale au fost infectate cu SARS-CoV-2. Ieri, un medic rus de 37 de ani a căzut de la balcon și se află în stare gravă după ce a afirmat într-o filmare că a fost obligat să lucreze, deși fusese confirmat cu COVID-19. Conducerea spitalului a negat acuzațiile că acesta ar fi fost împins, însă a recunoscut că medicul ar fi putut fi infectat din cauza lipsei echipamentului de protecție. În luna martie, când a izbucnit epidemia de coronavirus în Rusia, președintele Vladimir Putin susținea că situația este ținută sub control. Vești bune vin însă din Grecia, acolo unde populația începe treptat să își reia activitățile după ce a scăpat de restricțiile cauzate de pandemia de coronavirus. Astfel, premierul Elen speră la o redeschidere a sezonului turistic începând cu 1 iulie. Best case scenario is Greece is open for business July 1st and we're working towards that. So we're preparing towards that. Experiența în Grecia va fi însă un pic diferită față de alți ani. Let's assume people, you know, get a test before they fly out and then we carefully monitor them, either an antibody test or a PCR test.
And then, of course, the tourism experience this summer may be slightly different from what you've had in previous years, with more social distancing, maybe no bars may be open or no tight crowds, but you can still get a fantastic experience in Greece. Între timp, restricțiile din Grecia au fost relaxate, iar grecii nu mai au nevoie de declarații pe proprie răspundere pentru a ieși pentru cumpărături sau pentru a face sport în aer liber. În Atena și alte orașe mari a crescut foarte mult traficul și s-au format cozi mari la intrarea în magazine. Credincioșii pot merge la biserică să se roage și să aprindă lumânări, chiar dacă încă nu pot participa la slujbe. Florăriile, librăriile și frizeriile s-au deschis, iar stațiile de autobuz au fost dezinfectate pentru a crea medii cât mai sterile. Grecia a înregistrat până în prezent 2626 de cazuri COVID-19 și 144 de decese, mult mai puține față de alte țări europene. Iar peste ocean, Elon Musk își vinde casele. Milionarul și-a scos două dintre proprietățile din Los Angeles la vânzare pentru 30 de milioane de dolari, respectiv 9,5 milioane de dolari. Anunțul vine la câteva zile după ce acesta a zis că nu mai vrea să dețină casă. Îmi vând aproape toate lucrurile pe care le dețin. Nu voi mai avea nicio casă. O singură condiție pentru vânzare. Este fosta casa a lui Gene Wilder. Nu poate fi demolată sau să-i se piardă sufletul. Cu câteva minute înainte de a face acest anunț pe Twitter, Musk a scris că prețul acțiunilor Tesla este prea mare. Cele două proprietăți ale milionarului se află în cartierul Deluxe Bel Air. Una dintre ele are 5 dormitoare, în timp ce a doua casă are 6. Casa în valoare de 9,5 milioane de dolari a aparținut înainte starului de cinema Gene Wilder, cunoscut pentru rolul lui Willy Wonka în filmul Willy Wonka și fabrica de ciocolată. Proprietatea cu vedere spre Bel Air Country Club este mult mai scumpă. Ea valorează 30 de milioane de dolari. Milionarul susține că decizia de a vinde proprietățile nu a fost luată din lipsă de bani, ci pentru că vrea să se concentreze pe proiectele sale din spațiu, iar prea multe proprietăți l-ar trage în jos. Doamnelor și domnilor, aici știrile orei 15 au ajuns la finale. Sunt Alexandru Rotaru și vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix vă reîntâlniți cu Tudor Barbu la Se întâmplă acum, iar noi ne revedem de la ora 17. La noapte cerul va avea înorări și temporar va ploua. La început cu precădere în vest, nord-vest și în centru, apoi local și în restul teritoriului. La munte, în zona înaltă, în special a Carpaților Oriental și a Munților Apuseni, spre sfârșitul intervalului, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Izolat se vor înregistra cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări spre sfârșitul intervalului la munte, mai ales în zona înaltă a Carpaților Meridionali, unde la rafală vitezele vor depăși 70 de km pe oră. Iar pe suprafețe restrânse și la intensități mai mici, viteze în jurul a 43 de km pe oră și în sud-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade. Mâine vremea va deveni rece pentru prima decadă a lunii mai, în special în nord, în centru și în est, precum și în zonele submontane. În jumătatea nordică a țării, cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse va ploua, în timp ce în restul zonelor, înorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala în prima parte a intervalului, local în sud-est și doar cu totul izolat în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, pe arii restrânse se vor semnala și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pe suprafețe mici vor depăși 15 litri pe metru pătrat. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar în nordul Carpaților Oriental și în zona înaltă din celelalte masive montane vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. În cea mai mare parte a țării, temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de peste 45-55 de km pe oră și local în jurul a 60 de km pe oră, cu precădere în sud-vest și în centru. În zona montană, rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră, iar pe creste vântul va sufla tare cu peste 90-110 km pe oră și local va fi viscol, condiții în care vizibilitatea va scădea semnificativ. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 18 grade. În capitală, vremea se va